Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Brașovul se schimbă aici pe brașovtv.com. Istoria, cultura și tradițiile sunt cu siguranță baza unei societăți, a unui oraș, a unui municipiu și a unui județ, în cazul nostru, județul Brașov. Astăzi ne aflăm la Muzeul Județean de Istorie din Brașov, iar alături de mine mă bucur să-i am alături pe cei doi invitați, și anume pe domnul Senăr Zoltan, vicepreședintele Consiliului Județean, și pe directorul Muzeului Județean de Istorie, pe domnul Nicolae Pepene. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, bine ați venit la muzeu. Cum spuneam în introducerea emisiunii, ce poate fi mai important pentru baza unei societăți decât istoria, cultura, tradițiile pe care încercăm să le păstrăm, deși știm că a fost o perioadă în care nu prea am putut noi să mai respectăm toate aceste tradiții, însă istoria rămâne cu siguranță, indiferent de vremuri. Știm că de când sunteți dumneavoastră prezent la Consiliul Județean, ați pus un mare accent pe promovarea turismului. Știm că sunt mulți turiști care sunt interesați de tot ceea ce reprezintă județul Brașov și vreau să-mi spuneți puțin cum stăm în acest moment. Cum este județul Brașov din punct de vedere al numărului de turiști? În primul și în primul rând, turismul și cultura sunt cele două subiecte care sunt cele mai dragi dintre atribuțiile mele de vicepreședinte, iar la muzee, prin activitatea pe care am desfășurat-o aici, le combin pe amândouă. Deci mie îmi face plăcere să mă ocup de muzee, efectiv. La Brașov, la capitolul număr de vizitatori, stăm bine. Adică avem în jur de 1.400.000 de vizitatori pe an. Dar nu stăm bine la tipul de turist care se desfășoară. Adică majoritatea turiștilor stau puțin la noi. Avem un număr mediu de noptări de sub 2 nopți pe turist, ceea ce este foarte puțin. Înseamnă că ei vin, vizitează obiectivele principale, care încep să fie aglomerate, și după aceea pleacă. Cheltuiesc relativ puțin, nu se mai duc în zonele mai puțin dezvoltate ale județului, care, apropo, sunt foarte ofertante turistic, și vorbesc aici, de exemplu, de zona de nord, de Munții Făgăraș, deci avem foarte multe de oferit, dar ele sunt subdezvoltate pentru că nu reușim să ghidăm, sau nu s-a reușit până acum, să ghidăm turiștii să viziteze și acele zone. Nu s-a făcut o promovare de ajuns de bună pentru ca turiștii, când vin, să petreacă mai multe nopți și să lase mai mulți bani, pentru că până la urmă despre asta vorbim, despre promovarea județului și despre a aduce bani în județul nostru pentru a se dezvolta pe mai departe. Cred că nu a fost nicio concepție generală în acest sens. Nu știu sigur să vă zic, dar categoric nu a fost promovare. Turiștilor, dacă nu le oferim informații foarte la îndemână și în general înainte să vină aici, adică în zilele de astăzi majoritatea turiștilor își iau informațiile de pe internet, nu prin hărți sau pliante pe care le primesc la fața locului. Deci noi trebuie să le oferim totul la un clic distanță, astfel atunci când vin la Brașov, ei deja să știe ce pot vizita. Dumneavoastră ați încercat să promovați acest lucru, eu asta știu, și dacă tot ne aflăm într-un muzeu, știu că ați inițiat și ați făcut așa ușoară, să faceți o treabă mai ușoară, și anume acel bilet unic de a se putea vizita mai multe muzee în baza acelui bilet, și aș vrea să ne dați un pic mai multe detalii despre el. Acest bilet a avut un dublu scop. Unul, de a promova muzeele și de a crește numărul de vizitatori, și al doilea scop, cel de care v-am zis mai devreme, de a da informații turiștilor, de a-i face să meargă la mai multe obiective. Practic, acum avem o gamă completă de bilete, să zic așa, la fiecare dintre muzeele subordonate Consiliului Județean. Avem biletele individuale pentru o persoană, o vizită, disponibile atât fizic cât și online pe site-urile muzeelor. Avem biletul unic, care este valabil numai pentru cele patru muzee cu obiectivele subordonate acestora, Muzeul de Istorie, deci Casa Sfatului, Muzeul de Etnografie împreună cu Muzeul Civilizației Urbane, tot de Muzeul de Etnografie ține Muzeul de Etnografie din Rupea și Săcele, Muzeul Casa Mureșenilor cu Ștefan Baciu și Muzeul de Artă. Acest bilet unic, aș zice că este mai degrabă pentru brașoveni. Deci la acest bilet am redus foarte mult prețul, special ca să și permită brașovenii să fie atractivi și pentru brașovenii care, de exemplu, au vizitat deja un muzeu, dar în special pentru copii, pentru că am vrut să aducem copiii la muzeu. Mi se pare foarte important să educăm în direcția aceasta a culturii încă de mici. Altfel, când vor fi adulți, va fi mult mai greu.
Și ultimul lucru este Brașov Easy Ticket, deci ultimul pe care l-am lansat. Acesta deja este făcut în colaborare cu Biserica Neagră, prima școală românească și cele patru muzee subordonate Consiliului Județean. Acesta este categoric un produs pentru turiști. Este disponibil online. La cumpărarea lui, turistul automat primește o hartă și un pliant despre toate obiectivele turistice, cu fotografii, descriere. Datorită faptului că sunt mai multe obiective turistice incluse, automat și prețul este un pic mai mare, din cauza asta am zis că este pentru turiști. I-am crescut și durata de valabilitate la 3 luni, special gândindu-ne la turiștii care vin într-un city break la Brașov. N-au șansă să viziteze într-un weekend toate obiectivele, dar încercăm să-i atragem să vină înapoi prin faptul că am crescut durata de valabilitate. Și încă un lucru, doar este un produs flexibil, adică așa l-am conceput încât poate fi extins. Extins și cu alte obiective turistice din Brașov, dar o văd ca niște cercuri concentrice. Adică avem prima variantă pentru obiectivele turistice din Brașov, municipiu, și după aceea să mai facem încă o variantă pentru obiectivele turistice din zona metropolitană. De când ați lansat acest bilet unic, ce feedback ați primit? Cum îi vedeți pe turiști? Pentru că de ei vorbim și lor vă adresați cel mai mult, cu siguranță. La biletul unic am avut un feedback foarte bun. Deci m-am comandat în decembrie 3.000 de bucăți și în martie am mai trebuit să comandăm o tranșă de 4.000 de bilete. Deci a fost peste așteptări. Brașov Easy Ticket nu l-am lansat decât relativ recent, acolo mai așteptăm. Ce ar trebui să știe un turist care vine pentru prima dată la noi în județ? Deși cred că sunt puțini care vin pentru prima dată, dar ce ar trebui să știe? În primul rând, să fie deschis la informații, deci chiar să nu fie tipul de turist care vine în Brașov, se cazează, face o plimbare pe Republicii până la Biserica Neagră, mâncă un covric, se așează la o terasă. Nu, are enorm de multe posibilități și nu mă refer numai la obiective turistice istorice, mă refer la obiective naturale, la posibilități de a petrece timpul liber activ. Deci să fie un pic mai interesat de informații și vă garantez că poate petrece 4-5 zile în județul Brașov fără niciun fel de probleme. Eu sunt convinsă că au ce să vadă turiștii care vin la noi în Brașov și pe această cale chiar îi invităm, dacă sunt turiști care se uită la noi la emisiune, îi așteptăm în județul Brașov. La începutul emisiunii vă spuneam că alături de noi este și directorul Muzeului Județean de Istorie, cu care o să discutăm foarte multe lucruri interesante, pentru că noi ne aflăm chiar în acest moment lângă un document foarte important și o să vă rog să-mi dați mai multe detalii. Da. Vorbeați de turism cultural. Turismul cultural se face nu doar atunci când vorbim de destinații permanente culturale, ci și prin evenimente. Știu că acum la modă prin evenimente culturale începem să acceptăm ceva ce zic eu că e la granița între cultură de multe ori și orice altceva, și anume marile festivaluri. Da? Prin evenimente culturale putem să avem în vedere și, iată, niște expoziții. Dar niște expoziții care să aibă relevanță și pentru un turist venit dintr-un colț al țării și pentru un turist străin. Și strădania Muzeului Județean de Istorie Brașov a fost în ultimii ani să vină cu teme care să se inspire din identitatea istorică locală, dar care să spună multe deja din momentul în care a văzut afișul pentru turistul român sau pentru turistul străin. De aceea am avut o expoziție chiar internațională despre orașele Stalin. De aceea avem o expoziție dedicată, zic eu, cel mai important eveniment de istorie recentă din istoria noastră locală, și anume 15 noiembrie 1987. De aceea avem un festival internațional de bandă desenată istorică, care de fapt reunește mai multe evenimente de-a lungul anului și care încearcă să meargă spre o zonă, o intersecție între artă și istorie, care în străinătate reprezintă o industrie, dacă mă raportez, pe exemplu, la spațiul francofon. Cum revenind la prezența noastră aici, să știți că peste mai puțin de o săptămână, imaginile dumneavoastră vor avea valoare de document istoric. De ce spun asta? Pentru că după 106 ani, este pentru prima oară când a fost scoasă din Arhivele Naționale scrisoarea lui Neacșu, o scrisoare pe care o învățăm toți la orele de literatură, în școală, și care, iată, este un petic de hârtie, cumva a ajuns întâmplător din 1521 până la sfârșitul secolului al XIX-lea,
dar care rămâne cu un record până în prezent, până o să se descopere, sper eu, și alte documente. Cam greu, pentru că arhivele deja au fost inventariate, dar nu se știe niciodată. Poate găsim într-o arhivă europeană. Vorbim de cel mai vechi document scris în limba română, păstrat până în prezent. Este o scrisoare între un negustor bogat din Câmpul Lung, de peste munți, Câmpul Lung Muscel, către primarul Brașovului Johannes Bettner sau jupân Hannes Bettner, cum se folosesc limbajul epocii. Ei, în jurul acestei scrisori, cred că și pentru un turist străin să auzi că vezi cel mai vechi document în limba țării pe care o vizitezi, e deja un clic. Vrei să vezi acea expoziție. Însă ce te faci dacă acel document îl vezi doar într-o vitrină și atât? Și eventual vezi o etichetă sau o transcriere a documentului. Am un prieten foarte bun care a dat și un titlu în emisiuni, că istoria este cea mai frumoasă poveste. Cumva și eu în munca de design această expoziție am mers pe această idee a lui Adrian Cioveanu. O expoziție trebuie să fie o poveste. O documentație serioasă făcută, dar o poveste. Și atunci ce vedeți dumneavoastră aici e de fapt conținutul scrisorii. În mod vizual puteți să vedeți ce cu scrisoarea asta lui Neacșu. Respectiv aveți niște trasee pe o hartă veche a spațiului geografic din vremea lui Neacșu. Aceste trasee reprezintă atât traseul informației din scrisoare, pleacă de la Nicopole și prin Câmpul Lung ajunge la Brașov, dar în același timp și subiectul scrisorii. Subiectul era mișcarea armatelor otomane la sud de Dunăre. Informatorii lui Neacșu, respectiv generele său și boierii vecini, i-au transmis această veste destul de teribilă, că există posibilitatea ca turcii să treacă la nord de Dunăre și chiar la nord de Carpați, deci Brașov era în pericol, și am încercat să recreăm atât informația din scrisoare, dar și ce s-a întâmplat în realitate. Pentru că, din fericire, turcii nu au ajuns la Brașov, dar au mers înspre poarta Europei, înspre Belgrad, l-au și cucerit în 1521 și iată, o informație pe care o învățăm toți la istorie, indiferent că suntem, nu știu, în Franța, Anglia, Italia, Serbia sau România, bătălia de la Belgrad, se leagă cu acest petic de hârtie, cu această scrisoare păstrată cu multă grijă în arhivă. I-am găsit și un titlu potrivit, scrisoarea se întoarce la destinație, scrisoarea lui Neacșu, pentru că de aici a plecat acum 106 ani, pentru că în 1916, în această clădire, încă se mai afla primăria orașului. Casa Sfatului, de aici și numele, vine de la sfat, adică de la primărie, de la cei care compuneau echipa primarului medieval. Și pe lângă această scrisoare lui Neacșu, în spate, vedeți niște documente foarte rare, niște registre ale negustorilor care făceau comerț în Brașov, să ne gândim că sunt foarte importante, pentru că sunt mărturiile despre un oraș care la acea vreme era cel mai bogat oraș, nu doar din țările române, ci și din, de la sud de Dunăre până la Istanbul. Și pe lângă registre, avem acum niște săgeți, apare trecut numele lui Neacșu din Câmpul Lung, avem monedele folosite în acea perioadă, avem o casetă de valori foarte frumos lucrată, știm că noi suntem singurul oraș din România care a dat în limba română un cuvânt ce vorbește despre maestria meșterilor, și anume brașovenile. Deci atât erau de pricepuți cei care au stăpânit, au locuit, au dat bogăția acestui oraș, încât la sud de Dunăre și chiar în Europa Centrală, când spuneai brașovenii, deja era un reper pentru o marfă de calitate. Ce este cel mai important de precizat este faptul că această scrisoare nu va mai rămâne pentru mult timp aici, este originalul și cine mai are timp să ajungă în Brașov este bine să vină aici la muzeu. Corect. Pentru că o mai pot găsi până când? Până pe 23 mai, deci până săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare. Cine vine după acea weekend-ul dată acesta, pot vedea... După emisiunea dumneavoastră este ultimul weekend când poate fi văzută. Expoziția, în schimb, rămâne până la începutul anului viitor. Dar cred că e o șansă pentru mulți dintre noi unică în viață să vezi la câțiva centimetri distanță un document care, iată, face istorie.
și care va face și va dăinui mulți ani de acum încolo. Doamne, și pentru ajută, că... este în grija unor oameni care sunt de un profesionalism impecabil, deci în privința asta eu sunt liniștit, însă îmi doresc să scoatem din lezile lor de valori cât mai multe documente și să ajungem cu ele la publicul larg, pentru că apropo de ce spunea domnul vicepreședinte, noi muzeele nu suntem instituții pentru elite intelectuale. Prin simplu fapt că trăim din bani publici, eu, asta e percepția mea, noi suntem un serviciu public. Un serviciu care are două calități foarte importante. Educația, indiferent de vârstă, și cultura. Și pentru că ne aflăm într-un muzeu de istorie, nu ne rezumăm doar la această scrisoare, ci mai avem multe de vizitat și o să vreau să trecem, da, așa scurt în registru și în revistă. Aici tot ce avem un brașovean model, că eu cred că istoria ne mai dă ceva foarte important. Mai cu seama că avem o părere foarte bună despre noi și în epoca contemporană cam întâlnim prea des asta, din păcate, fără o bază. Avem un brașovean model, se numește Friedrich Steiner. Este un arhivist cu studii serios făcute în străinătate, care primește, pe baza unui salariu, sarcina de a se ocupa de arhiva orășenească. E acest Friedrich Steiner își face atât de bine treaba, încât ajunge să fie decorat de regele de la sud de Carpați, de regele Carol I al României. De ce? Pentru că în momentul în care a primit sarcina să inventarieze documentele vechi din arhiva Brașovului, nu numai că le inventariază, începe să le publice, și își dă seama că multe dintre ele sunt foarte importante pentru istoria românilor. Și invită mari istorici români, de la secolul XIX, să vină la Brașov să le vadă, să intre, în, ca să zic așa, în mai mult în informație. Avem adus aici decorația lui Steiner, este acum este în custodia, de fapt chiar în colecția Muzeului Sașilor Transilvaneni de la Gundelsheim, care ține de Universitatea din Heidelberg, deci special pentru expoziția noastră a fost adusă din Germania cu sprijinul Forumului German. Și aici povestea lui Steiner, iar în partea cealaltă trecerea spre, să zicem, lumea științifică, care este, știm bine că este plină de orgolii și nu degeaba i-am spus acestei vitrine Gâlceava Înțelepților, pentru că din momentul în care au realizat cât este de important acel petic de hârtie despre care am vorbit, a început o concurență cine a fost primul care a publicat documentul, cine a publicat cum trebuie documentul, pentru că, apropo, cel mai important document cumva din istoria noastră, istoria scrisă, da, prima scriere, inițial a fost publicat ca o notă de subsol. Deci, pe moment, n-au realizat importanța scrisorii lui Neacșu. Apoi, când au intrat în arhive, mai adânc și-au dat seama despre ce-i vorba. Iar cei care s-au contrat, îi avem în registrele din acea perioadă, din 1894-1895, vedeți că pe vremea aceea aveai dreptul să-ți lipești cartea de vizită pe registru, și e foarte interesant de văzut chiar și doar aceste pagini unde noi am putut să deschidem registrul, vedem bine ce istorici veneau în arhivele brașovene din Europa Centrală, din Regatul României. În sfârșit, această Gâlceavă, zic, a fost benefică pentru cultura română, pentru că fiecare a dat un alt înțeles, o altă valoare scrisorii lui Neacșu și a transformat-o până la începutul primului război mondial într-o mică vedetă culturală. Și avem un moment destul de trist, și anume momentul 1916, când deși vorbim de un triumf, triumful armatei române care intră în Brașov, vorbim și de un funcționar al statului român, Alexandru Țigara Samurcaș, care vine împreună cu armata română și verifică arhivele locale și pleacă cu o parte din arhiva orășenească. Pleacă la București, spunând că documentele referindu-se la istoria României ar trebui să fie păstrate în arhivele din București, și ei bine de acolo, românii pierzând războiul, practic se ajunge la, inclusiv ca această arhivă să plece odată cu tezaurul la Iași și de acolo în Rusia. Și aici avem povestea. Avem povestea prezentată, zic eu, echilibrat. Pentru că avem aici o comunitate care a participat la efortul de război împotriva puterilor aliate, mă refer la efortul de război al Austro-Ungariei și apoi al Germaniei, brașovini care au dat bani pentru a susține înarmarea și efortul de război al Imperiului.
Și această ușă foarte interesantă apare în arhive că a fost pusă, fiecare donator avea câte un inscripționat, câte o placă metalică în numele, și vorbim și de instituții și de persoane particulare, iar această ușă a fost pusă la intrarea într-un birou al Casei Sfatului. Și reprezenta un motiv de mândrie locală, dar după 1916, după 27 august, a devenit clar o piesă istorică destul de aruncată prin magazii, apoi recuperată din fericire, și avem aici și o piesă foarte valoroasă, adusă chiar de la Paris, printr-un noroc, în muzeul nostru, este ziarul Petit Journal, cu dedicat intrării României în război, cu desenul celor doi suverani, Ferdinand și Maria, pe coperta 1 acestui cotidian foarte, foarte citit în Franța. Dar eu nu pot să nu remarc și aceste uniforme, care sunt foarte frumoase și aș vrea să știu de cât timp sunt. Sunt replici, dar sunt replici făcute profesional de specialiști istorici militari. Acolo avem o uniformă a unui ofițer român, ne putem închipui, începând de la culoare până la toate detaliile de pe uniformă, că așa a arătat ofițerul care a intrat pentru prima oară în Brașov, după ce Brașovul a fost ocupat de armata română. Apoi acolo avem uniforma unui soldat german. Știm bine că destul de repede, după 40 de zile, armata germană intră în Brașov. Și foarte interesantă imagine este făcută în fața sediului Consiliului Județean Brașov. Pe atunci era Palatul de Justiție. În Palatul de Justiție, Marele General Falkenhayn și-a stabilit cartierul general. Și este o poză făcută cu Falkenhayn, cel din spate, cu mustață căruntă. În fața sa este arhiducele Carol, care mai puțin de o lună de zile va deveni ultimul împărat al Imperiului Austro-Ungar. Trecem cu povestea noastră, vă spuneam, ajungem în Rusia, ajungem la Kremlin. Cumva expoziția am gândit-o în oglindă. Am început cu o hartă, harta lui Neacșu și al primarului Brașovului, a județului Brașovului, și încheiem tot cu o hartă, respectiv momentul întoarcerii scrisorii în țară. Da, avem traseul, cumva am imitat inclusiv, ca să zic așa, traseul aurului românesc din 1916, care a ajuns la Moscova, dar apoi, fără bijuterii reginei Maria și fără aur, fără tezaurul național, totuși documentele se întorc la Brașov, pentru că în 1934, în această zonă am prezentat toată povestea, România stabilește relații diplomatice cu Uniunea Sovietică și un gest de curtoazie făcut de sovietici, făcut de Stalin, a fost acela de a ne da o parte din ce s-a dus la ei în 1916 și în 1917. În câteva lăzi am avut și documentele plecate de la Brașov în 1916. Putem să ne închipim în aceste lăzi, păstrate la arhivele din Brașov din anii 30, că s-au aflat acele documente. Traseul lor a fost Moscova, Odessa, apoi cu vasul Principesa Maria de la Odessa la Constanța, cu trenul la București, asta se întâmplă în 1935, însă anul următor, în 25 martie 1936, la insistența primăriei Brașov, am reușit să aducem acasă documentele și dintre elementele, ca să zic așa, de decor muzeal, aici avem o uniformă specifică armatei roșii, armatei sovietice din anii 20, când documentele se aflau chiar în Kremlin, deci în reședința, ca să zic așa, politică a Uniunii Sovietice. De aceea am și spus titlul expoziției Scrisoarea lui Neacșu de la Suleiman Magnificul la Ive Stalin. Pentru că Scrisoarea lui Neacșu a fost scrisă pe vremea Marelui Împărat Otoman Suleiman Magnificul, cel care a și câștigat bătălia Belgradului și s-au întors la Brașov pe vremea lui Stalin. Iar în spatele dumneavoastră, apropo de faptul că avem imagini filmate și ne-am obișnuit cu ele, o raritate totuși, sunt puține imagini filmate cu Brașovul interbelic. Aici avem niște imagini din 1937, deci exact, scrisoarea s-a întors în 1936, deci așa arăta Brașovul pe vremea când o delegație a adus scrisoarea și a fost o primire foarte frumoasă aici la Brașov și a fost depusă scrisoarea, nu în Casa Sfatului, arhivele erau
adaptate în bastionul Fierarilor. Acolo a fost păstrată. Și ne putem închipui că toată această corespondență pentru recuperarea scrisorii a fost însoțită și de multe telefoane. Avem un telefon de epocă, din anii 30, și că știrea că scrisoarea lui Neacșu s-a întors în arhivele din Brașov a fost ascultată și la radio. Aici avem un model foarte, foarte vechi de radio din perioada interbelică. Cam asta ar fi povestea noastră. Povestea, pe scurt, ca să a spun expoziției așa, expoziției de aici, exact. De aici, dar știm că mai sunt și alte expoziții frumoase pe care le aveți aici în muzeu. Da, și păi să-mi permiteți, vă rog, să fiu ghidul noastră, să o iau înainte. Vă spuneam că pentru mine evenimentul istoric cel mai relevant atunci când vorbim de Brașovul din perioada comunistă de istoria recentă este 15 noiembrie 1987. Să mai ales pentru generațiile tinere, dar și pentru cei care n-au perceput corect sau au uitat prea repede ce a însemnat comunismul, am zis că intrarea în expoziția despre Brașov în 1987 trebuie să treacă prin un tunel al timpului. Să realizăm muncitorii din 87 de ce s-au revoltat. Că nu a fost inițial, nu știu, o mișcare politică, s-au revoltat pentru că nu erau de acord cu doctrina comunistă. Nu avem subtilități de genul ăsta. Nu, ei s-au revoltat din disperare, din izolare, din foame, din întuneric, din frică. Din restricții, deci, acestea practic au fost sentimentele. Și de asta le-am și din minciună, iarăși, pentru că am tapetat acest tunel al timpului cu ziarul Drum Nou, cu pagini din noiembrie 1987. Și apoi am luat secvențe din viața cotidiană brașoveană, începând de la propaganda de partid cu operele lui Ceaușescu și cu broșurile de propagandă, până la cartele alimentare și cu ce oamenii stăteau de dimineața de vreme la coadă, la coadă pentru a lua până la urmă doar o sticlă de lapte, da? De asemenea, cam cum erau cântărite mărfurile în piață în acea vreme, apoi tot timpul românii au fost extrem de inventivi. Acestea sunt tot felul de produse în fabrică realizate chiar la Steagul Roșu Brașov, farfurii din lemn, strunjite, chiar pirogravate unele dintre ele, și în lipsă de ocupație, dar și din necesitate, foarte mulți muncitori brașoveni își completau, ca să zic așa, piesele de us casnic în fabricile din Brașov. Da, celebra șampanie Panciu, pe care toate alimentarele o aveau, nimeni nu voia să o cumpere oare de ce, celebrele țigări Kent, da? Orice vizită undeva și orice lucru important îl puteai obține destul de ușor dacă strecurai un pachet de țigări Kent. N-aveam curent electric. Mulți dintre noi am învățat la un lămpaș, la lumina unei lumânări. Ajungeam să ne spălăm cu un săpun rudimentar numit cheia, numai de un miros plăcut nu vorbim în acest caz. Neavând curent electric, ne întorceam cu 100 de ani în urmă și foloseam fier de călcat cu cărbuni, dar cumva încercam să ne trăim viața și frumos, pentru că eram mulți dintre noi tineri, frumoși, n-am semnat o ruptură. Dornici de distracții, de viață. Exact. Și ce făceam? Ascultam muzică la magnetofon, da? Reușeam, erau prieteni care reușeau să aducă câte un video și ne uitam la casetele video strecurate clandestin. Și oamenii se uitau chiar și la televizor, chiar dacă doar la Ceaușescu, dar se uitau. Nu, am ales da, dar se uitau mai mult la televiziunea bulgară, pe drumul Poienii, cu televizoarele acestea mici, cu televizorul sport, mergeam să vedem meciul de fotbal și era o atmosferă foarte plăcută. Și aici avem o piesă de colecție, din punct de vedere, fabuloasă. Este un carnețel roșu, într-adevăr. Poate duceți cu gândul că ar fi al unui activist de partid și și-a notat impresii din ședință. Nici vorbă de așa ceva. În acest carnețel, pagină de pagină, sunt notate filmele, în ordine cronologică, de vocea filmelor noastre clandestine din perioada comunistă, de doamna Irina Margareta Anistor. Cunoscută. A avut amabilitatea să ne dea carnețelul, să-l expunem. Acolo sunt trecute toate filmele care au trecut granița și au fost văzute de noi, vă spuneam, la aceste videouri în mod clandestin, și ghiciți pe 15 noiembrie ce film a tradus doamna Irina Margareta Anistor. Filmul Nașul. Nașul, The Godfather. Iar în spate. Ui. Să nu uităm niciodată, că mulți uită prea ușor. Avem Cântarea României, pentru că părea că avem motive să o ținem tot într-un cântec în România lui Ceaușescu.
Însă realitatea... Uitându-mă la această expoziție, îmi dau seama cât de mult am evoluat și cum poate generațiile acestea mai tinere încă nu știu prin ce au trecut părinții, bunicii noștri și așa mai departe, și ar trebui... Deci chiar noi. Băi, este doar de acea perioadă. Categorii. Deci eu m-am născut în 71, am prins foarte conștient ultimii ani ai comunismului, cunosc toate aceste produse de aici și eu am învățat la Lumina Lămpașului sticlele de lapte, magnetofonul, ne strecuram și noi să vedem filme la video, pentru că eram tineri și vream să vedem așa ceva. Cozile la care stăteam. Absolut, fără să știm dacă vom prinde ceva sau nu la final. Categoric mi-a ajuns pentru o viață, să știu. Vedeți, mai eram și mințiți pe față. Cred că de asta a fost cea mai mare problemă. De fapt, asta cred că, cum a spus și domnul director, că lumea s-a săturat. Și fiecare zi ni se explica ce bine este. Adică cred că ăsta a fost motivul. Ce bine este și stăteați la coadă și vă chinuiați să aveți mâncare. Da. Vedeți, de aici poate și importanța de care spuneam, rolul educativ pe care l-au aceste expoziții. Deci, dincolo de plăcerea de a vedea munca unui muzeograf sau unei echipe de muzeograf, exact, dincolo de valoarea fiecărui bun cultural, aceste povești, spuse foarte serios, cel puțin în cazul acestui subiect, sunt lecții de istorie, foarte ușor de vizualizat și foarte incisive. Și lecții de viață pentru a aprecia ceea ce ai acum, exact, pentru că, exact, cu siguranță totul prețul avem libertății, la de pentru că noi, generațiile noastre, și eu sunt de o vârstă cu domnul vicepreședinte, noi am plătit un preț. Adică copiii din ziua de astăzi nici nu-și dau seama că sunt de norocoși și cât de frumos că își trăiesc copilăria și adolescența, exact, și tinerețea față de noi, care nu avem foarte multe opțiuni. Normal că găsești farmec în orice, că e farmecul vârstei. Normal că rămâi cu amintiri extraordinare, pentru că e perioada când îți faci prietenii, când multe lucruri frumoase ți se întâmplă și este în viață. Cursul dar firesc, dincolo oarecum de asta, viața noastră a fost, pot să folosesc cuvântul acesta dur, ca într-o închisoare. Da? Am și spus, când am avut expoziția despre orașul Stalin, am numit expoziția închisoarea noastră cea de toate zilele, pentru că asta a fost statul comunist. Și atunci eu nu pot decât să invit din nou și să le fac o invitație celor de acasă care n-au ajuns încă la Muzeul Județean de Istorie de aici din Brașov să vină pentru a aprecia mai mult ceea ce au astăzi. Cu siguranță vor face acest lucru. Acum ne aflăm? Ne aflăm, deja am intrat, ca să zic așa, pe traseul momentului 15 noiembrie 1987. Era normal să povestim ca și dincolo, să prezentăm contextul istoriei. Respectiv, aici avem istoria fabricii Steag Roșu Brașov. Istorie începută încă din primii ani interbelici, da, plecând de la fabrica Astra, da, fabrica interbelică Astra, a apărut această fabrică de camioane, apoi de autocamioane, după ce s-a cumpărat licența MAN, deja platforma industrială se dezvoltă foarte mult. Alături de această platformă industrială, pentru cei care veneau să muncească în industria brașoveană, apare și un mare cartier, cartierul Steagul Roșu, denumit acum Astra. Am contextualizat toate aceste lucruri începând cu imagini inclusiv din perioada stalinistă, pentru că multe dintre clădiri, din fericire, încă mai sunt în picioare și eu zic că trebuie să le păstrăm așa, pentru că e un patrimoniu istoric de care o să avem nevoie. Fiecare epocă istorică trebuie să păstrăm mărturii, începând de la mărturii arhitecturale, iată, până la obiecte personale. Aici cumva observăm uniformele. Intrăm într-o secvență foarte importantă, aceasta întâmplat pe 15 noiembrie 1987, respectiv o secție, secția 440, oameni revoltați când au primit fluturașii de salariu. Aici avem legitimații ale unor muncitori din Steag Roșu Brașov. Vreau să vă spun că această expoziție are și o premieră frumoasă pentru muzeul nostru și cred că și pentru muzeele din România. Această expoziție nu este făcută cu piese, foarte puține piese sunt ale muzeului, pentru că nimeni nu s-a gândit să facă o colecție serioasă de bunuri culturale din perioada contemporană, din perioada comunistă. Aici avem piese primite chiar de la cei care au fost implicați în revolta din 15 noiembrie 1987. Pozele pe aceste legitimații sunt pozele unor eroi, unor oameni care atunci au avut curajul să se revolte, cei drept din disperare, în primul rând, să se revolte împotriva regimului. Era noiembrie, era frig, de aceea primul
titlu care a venit destul de repede în mintea multor ziariști, a fost Revolta Șubelor. Pentru că acolo avem chiar niște șube folosite în fabricile brașovene. Unii dintre ei, există obiceiul ăsta să mai ajungă unele de la fabrică și pe acasă, sunt diverse, începând de la șublere până la ciocane folosite de angajați ai fostului uzine Steagul Roșu. Vă spuneam de fluturași, cum te simți când totuși tu te duci la fabrică, te trezești dimineața la 4, ajungi în fabrică, stai în fabrică, muncești, drept, erau destui care citeau și sportul în fabrică, dar mulți chiar munceau, și să primești fluturașul cu 0 lei sau cu 3 lei. Cum să nu te revolți? Oamenii aveau acasă, o familie, aveau niște cheltuieli de bun simț, necesități primare. De unii dintre ei, într-adevăr, aveau bani și nu prea aveau ce să cumpere, dar unii nu aveau nici măcar banii de la un salariu la altul. Lovitura a fost teribilă când au văzut acești fluturași. Culmea e că totul părea foarte în regulă, pentru că era zi de alegeri și Brașovul era plin de drapele naționale și drapele ale Partidului Comunist Român. Televizorul prezenta știri despre cât de fericiți sunt românii și cum votează, stând la rând pe marele conducător și pe activiștii de partid. Este chiar o înregistrare cu o știre din ziua alegerilor din Brașov. Ei, ori pe lângă cei care se grăbeau, unii într-adevăr încolonați de activiști, să se ducă la vot, undeva, într-un colț al orașului, ceva mocnea și creștea din ce în ce mai tare. Eu am o curiozitate și aș vrea să sper să aveți răspunsul, pentru că sunt voci care spun că Ceaușescu nu știa despre această problemă, despre aceste probleme, de fapt, pe care le aveau oamenii, că nu aveau hrană, că nu aveau lumină, că nu aveau... La el ajungeau informații cum că totul este perfect. Este adevărat sau nu? Aveți... Atitudinea slugarnică, uh-huh, celor care în jurul dictatorilor, este ceva specific tuturor epocilor istorice, nu doar epocii Ceaușescu. Problema este că, haideți să presupunem, să facem puțin istorie contrafactuală, că el chiar nu știa ce se întâmplă în țară. Dar, până la urmă, un conducător de stat trebuie să aibă grijă, tot timpul, să fie cât mai aproape de realități. Și oamenii care sunt miniștri, care sunt sfătuitori, trebuie să-i selecteze pe criteriul valorii profesionale, pe criteriul performanței. Următoarea problemă pentru mine este că regimul Ceaușescu a creat o clasă politică care încă mai apasă pe această țară, plină de impostori, începând de la impostură profesională până la impostură morală. Acești indivizi trăiau foarte bine. Erau foarte, foarte bine. La ei nu bătea miliția la ușa apartamentului dacă se uitau la filme video. Da? Deci ei această viață cumva o aveau intersectată cu a noastră, dar ei nu răspundeau pentru nicio greșeală. Deci problema mea este că ok, ai scăpat de Ceaușescu, dar s-a văzut apoi că 1989 nu a însemnat căderea comunismului. Am pierdut doar un dictator, din fericire. Dar clasa politică a distrus în continuare această țară și în, din păcate, tânăra Republică Democratică România. Uh-huh. Nu mă ajută să am documente concrete, sunt note de ședință în care totuși Ceaușescu își punea întrebări. Este Nicu Ceaușescu, fiul lui, care era prin secretar la Sibiu, care înțeleg că mai ridica semne de întrebare cum se trăiește în țară. E clar că el era rupt de realități. Îl vedem cum reacționează în timpul procesului. El încă credea că poporul este alături de el. Încă trăia cu mintea în acel moment de triumf al său, exact, când pe balconul Comitetului Central a fost aplaudat frenetic și cu sinceritate de popor pentru că a refuzat să intre, să trimită armata română să invadeze Cehoslovacia. El atunci a fost un erou și a fost apreciat cu sinceritate și de cei care urau comunismul. Au crezut în el foarte mulți. Mulți s-au păcălit. Însă dacă ne uităm pe biografia lui, ne dăm seama că n-a fost altceva decât un comunist care a avut până la un punct o față umană, apropo de o anumită expresie, dar care în final și-a arătat în toată monstruozitatea sa imaginea.
Și anume, totul era redus la ambiții personale, pentru că asta e un dictator. Confundă ambițiile personale cu dorințele poporului pe care îl conduce. De el am scăpat, însă clasa politică am luat-o mai departe. Am scăpat de el și au venit mai mulți. Și cei care au avut geamurile sparte de muncitori, apropo de imaginea de aici, pentru că primul semn de revoltă au fost bucățile luate din trotuar și aruncate în geamurile administrației. Pentru că aroganța, uitați-vă și la parveniții de după 1990, foarte mulți dintre ei vin practic din structurile Partidului Comunist sau structurile de represiune, au o aroganță. Aroganța asta și-au arătat-o în primul moment al revoltei muncitorilor. Ei erau într-o altă lume. Erau o elită politică a țării, erau nomenclatura, iar noi ceilalți eram niște sclavi. Oamenii și-au trecut peste frică și le-au spart geamurile. În acel moment, reacția lor a fost de a se refugia, n-au avut curajul să negocieze cu oamenii și atunci e momentul decisiv, când au ieșit pe poarta fabricii. Am încercat și în expoziție să transpunem asta și a urmat un moment de cumpănă și aici putem reduce totul la o poveste scurtă. Cât de important este să ai elitele intelectuale de partea ta chiar și într-o revoluție, chiar și într-o revoltă, chiar și într-o răscoală. Pentru că știți, acei muncitori erau revoltați, dar n-aveau un orizont, nu erau siguri că fac ce trebuie. Și la un moment dat a apărut o cască albă în mijlocul lor. Și au închipuit că inginerii fabricii au trecut de partea lor. Deci acel respect pe care l-aveau față de lideri, față de oameni școliți, față de intelectuali. Și au prins curaj și au plecat înspre oraș. Însă istoria râde de foarte multe ori de noi. De fapt, sub acea cască nu era un inginer. Sub acea cască era un muncitor, așa zis om cu cască albă, care împingându-l pe un șef de-a lui să poată ieși din fabrică, acela și-a pierdut casca, iar omul nostru, domnul Geneti, pe atunci tovarul și aurică Geneti, a ridicat casca și a pus-o poate așa, în spirit de glumă, oamenii au prins curaj. Până și inginerii sunt cu noi. Deci suntem o putere. Și au plecat aici, am reconstituit pe baza hărții troleibuzelor din Brașov, am reconstituit drumul, deci de la Steagul Roșu. S-au dus înspre zona, brașovenii știu bine acest traseu, spre zona Spitalului Județean, deci pe calea București, după care s-au dus în centru, unde erau, ca să zic așa, simbolurile puterii. Sfatul popular al orașului Brașov și sfatul popular al județului Brașov. Aici am recuperat o plăcuță cu bulevardul Steagul Roșu, cum exista în acea vreme, cum era denumit, un bulevard important al Brașovului. La un moment dat au avut curajul să strige jos Ceaușescu. De acolo am trecut de granița unei revolte muncitorești și am ajuns în zona unei revolte împotriva regimului. Mai mult decât atât, emoțiile, tensiunea a fost atât de mare încât în fața Spitalului Județean și-au dat seama cumva că e un drum fără întoarcere și au apelat la ceva foarte așa care te încarcă și acum peste atâția ani de multă energie, s-au așezat în genunchi, s-au rugat și au cântat Deșteaptă-te române, care de la bun început a fost un cântec al protestului, nu neapărat al victoriei. Din păcate, deși, și avem aici un fotograf din acea perioadă, acolo avem o stație folosită de miliție, deși în permanență au fost filmați și secundați, ca să zic așa, de miliție, de securitate, toată arhiva filmată și fotografiată, vezi, doamne, nu s-a mai păstrat. Noi pentru această expoziție am avut norocul să folosim direct de pe filmul original două fotografii care, culmea, au fost făcute de cineva care peste niște ani a ajuns angajatul muzeului. Acestea sunt singurele fotografii despre 15 noiembrie 1907, plus câteva fotografii luate de niște turiști francezi aflați întâmplători la acel sfârșit de săptămână în Brașov. Vedem mulțimea cum vine dinspre Steagul, ajunge în zona Hidromecanica și ajung în centru. Ce imagine întâmpină? Un mare portret al lui Ceaușescu și cele două drapele, al Republicii Socialiste de România și al Partidului Comunist. Din nou, aceeași aroganță
autorităților. Asta e întărită și mai tare. Sparg ușa de la Consiliul, de la Sfatul Popular Județean. Intră în clădire, vă spuneam, era zi de alegeri. Iar activiștii de partid nu duceau lipsă de aproape nimic. Acolo au găsit cașcaval, portocale, erau niște rarități. Era un lux pentru omul de rând. Deci, despre ce vorbim? Noi vedeam portocale doar de sărbători iarnă, dacă le vedeam, și acolo le primeam tot așa la rație. S-au înfuriat, le-au aruncat pe geam, au rupt, ceea ce era un gest teribil și foarte sancționat din punct de vedere legal, penal. Au rupt portretul marelui conducător, l-au aruncat în semnele puterii, l-au aruncat telefoane, birouri, au practic au devastat sediul puterii. În toată această perioadă, vă spuneam, erau filmați. Aici avem un aparat de filmat, pe acea vreme foarte performant, folosit de Securitatea Română pentru filmarea evenimentului. Se pare că cel mai bun unghi de filmare era pe clădirea de vis-a-vis, pe care noi o cunoaștem, Modarumu, dar erau agenți care folosind camere mici, care puteau foarte ușor fi ascunse sub cojoc, sub o haină groasă, filmau de aproape și făceau fotografii de aproape. Aici am avut șansa, datorită colaborării muzeului nostru cu colecționari, cu instituții ale statului român, să reușim să aducem o parte din aceste piese. Cele mai bune piese, și trebuie să-i mulțumesc pentru acest lucru, avem de la domnul Pârsan, dar avem și de la instituții implicate atunci în represiune. Prima încercare de spargere a grupului de oameni, a miilor de oameni strânși în centrul Brașovului, s-a încercat cu unitatea de pompieri din Brașov. Avem de atunci un telefon, avem căști, avem furtun. Jetul de apă nu a reușit să rupă mulțimea, mai mult i-a întărâtat. Au devenit foarte amenințători cu pompierii, cu soldații pompieri, avem pompieri militari. Important autoritățile și-au dat seama de gravitate și-au adus plutoanele de intervenție. Uh-huh. Și aici avem un scut din anii 80, o cască. Intervin trupele speciale, foarte eficienți, spar mulțimea, încep arestările. Ancheta începe la Brașov și continuă în București. O parte din cei anchetați ajung și la Jilava și aici avem o ușă de celulă de la închisoarea Jilava din București. Mai mult de atât, avem și zeghe purtate de deținuții de la Jilava. Cei drept, toți cei care au fost arestați au fost ținuți în hainele cu care au fost ridicați de acasă. Puțini au ajuns să poarte zeghe, dar am vrut să fim cât mai realiști, ca să zic așa, cu ce însemna lumea închisorilor comuniste. Primii anchetatori au fost milițienii, aici avem uniforma unui ofițer de miliție. Aplicau tot felul de tehnici de bătaie, de intimidare. Aici este prezentată, pe baza mărturiei domnului Marius Neculescu, o secvență. Aici tehnica urmărea să fie ficatul descoperit, pentru ca lovitura să fie cât mai dureroasă, și povestește cum, neputând să fie întins foarte bine, să fie lovit eficient, i s-a pus sub șezut, i s-a pus un volum gros, chiar o carte omagială dedicată lui Nicolae Ceaușescu. Aici avem uniforma trupelor de securitate care au preluat ancheta. Multe declarații, foarte multe ședințe, inclusiv ședințe de înfierare cu mânie proletară a celor care s-au ridicat împotriva regimului, și mulți au avut șocul că oamenii cu care împărțeau salamul pe ziar dimineața în fabrică la micul dejun, oamenii cu care își petreceau momente plăcute, știu eu, la ștran sau făcând excursii pe munte, prieteni apropiați au ajuns să-i considere trădători și să unii dintre ei să chiar cer condamnarea la moarte a celor implicați în revoltă. Aici avem mărturiile unui activist de partid, și-a luat notițe și putem descoperi acolo inclusiv lor de cuvânt care mergeau până la a cere condamnarea la moarte a celor care s-au revoltat împotriva lui Ceaușescu. Însă șansa acestor oameni a fost presa. Pentru că despre ce s-a întâmplat la Brașov
deși, și aici avem aparatură de ascultare pe care am luat-o de la unitate militară specială, de transmisiuni speciale, deși totul era controlat, totuși, și datorită unor turiști care erau sau s-a întâmplat să fie prin Brașov și datorită celor care reușeau să trimită peste graniță informații la Europa Liberă, s-a auzit despre revolta de la Brașov. Deja au apărut știri în presa occidentală. Deci Ceaușescu nu-i convenea să se afle că încă în România existau deținuți politici, că încă existau condamnări politice. Și atunci a cerut justiției române să-i scoată pe muncitorii brașoveni anchetați pentru fapte foarte grave, cu condamnări foarte grave, se scoate în această zonă, se ducă cumva într-o zonă aproape derizorie a unor acțiuni de împotriva ordinii publice. Pedepsele au fost mai blânde, dar dincolo de pedepse, supravegherea a fost extrem, extrem de dură. Mai mult decât atât, oamenii au fost rupți de familiile lor și trimiși prin țară, și aici se încheie expoziția noastră cu, ca să zic așa, sprijinul dat de presa internațională. Brașovul atunci a ajuns pe toate, pe toate canalele de știri, în cele mai importante ziare și reviste din întreaga lume. Deci avem aici Liberation, avem dincolo Time. Deci peste tot se scria despre revolta de la Brașov, pentru că, iată, într-o țară în care părea că nimic nu doboară regimul comunist, exista o mișcare anticomunistă, unde? La Brașov. Într-un oraș muncitoresc. Lucrul ăsta, din păcate, îl uităm prea ușor. Nu poți să ai un manual de istorie în care să nu amintești lucrul ăsta. Poate nu facem noi, brașovenii, suficient de mult încât să scoatem în evidență acest lucru. Trebuie să fim mândri. Când am fost în Polonia, datorită unui proiect european, și am avut ocazia să mă întâlnesc cu lideri ai Solidarității din Katowice, ei știau mai multe despre 15 noiembrie 1987, decât mulți dintre semenii noștri. Nu din mai păcate. Vorbesc de mulți dintre cei care, știu eu, se ocupau de destinele orașului Brașov la acea vreme. Și aici avem secvențe personale, începând de la vestea bună a eliberării din închisoare, până la corespondența cu familia, cărți de muncă unde apare înregistrată pedeapsa dată de justiția comunistă împotriva unui participant la revoltă. Foarte puțini români s-au ridicat în sprijinul mișcării de la Brașov, în sprijinul revoltei. Avem însă gestul extraordinar a trei studenți care și-au riscat viitorul sau poate chiar viața în acel moment, nu știu exact ce o să se întâmple cu ei, și au apărut cu o pancardă pe care au scris: muncitorii arestați nu trebuie să moară. Asta a însemnat pentru ei cumva retezarea viitorului. Din fericire, Brașovul n-a fost altceva decât 2 ani prea devreme, pentru că în 1989 regimul comunist a căzut și acești tineri și-au putut vedea de viață liniștiți. Dar ce a fost între cei 2 ani, 1987 și 1989, este la fel de teribil, cu povești greu de înțeles, cel puțin pentru generațiile de acum, la fel precum ancheta adusă de autorități. Ce aș vrea să vă spun însă este că totuși acești oameni încă de atunci erau niște eroi. Acolo, la Tulcea, la Dorohoi, la Slatina, unde au fost împrăștiați de autorități, acea mulțime tăcută, chiar dacă nu putea să își arate recunoștința, au fost oameni destui care au făcut gesturi de apreciere. Și da, cred că dacă e să vorbim de o revoltă anticomunistă neconfiscată și sinceră, până să vorbim de Timișoara și de București, aș spune că totul a început aici la noi, la Brașov. Și cu siguranță Brașovul va rămâne în sufletele și în mințile și în istoria românilor pe veci și nu doar pentru mai acest mult decât lucru. Atât, dorința noastră este să dezvoltăm, adică noi nu suntem la nivel de vorbe, după cum vedeți această expoziție există, noi am deschis-o în 2017 și era o expoziție temporară, însă a avut atât de mare succes încât, iată, suntem după atâția ani încă aici în Casa Sfatului cu ea, avem oricând posibilitatea să amenajăm un muzeu
15 noiembrie 1987, cum vă spuneam, că există în alte părți ale Europei, spre exemplu în Polonia, avem aici sprijinul, iată, ale unor, venit din partea unor instituții care au înțeles să-și păsteze patrimoniul, dar au înțeles că acest patrimoniu trebuie să fie aici, la Brașov, și mă refer la Inspectoratul Județean de Intervenții de Urgență Țara Bârsei, mă refer la Inspectoratul Județean de Jandarmerie, mă refer la Unitatea Specială, Unitatea Militară de Transmisiuni din Râșnov. Nu mai vorbesc de ce a însemnat colaborarea cu TVR și cu Asociația 15 noiembrie. Deci aici avem practic un tezau de istorie contemporană care oricând poate fi dezvoltat în ceva mult mai amplu, mult mai complex, care să spună această poveste. Această sală merită un muzeu al ei, într-o clădire în care nu numai să prezentăm această poveste, să avem ateliere educative cu copii, să prezentăm filmul care a luat mai puțin de 4 premii naționale și a fost prezentat cu mare succes în serenitate, filmul despre 15 noiembrie 1987 făcut de muzeul nostru împreună cu TVR, regizor Liviu Tofan. Deci eu zic că deja avem un portofoliu despre acest moment istoric foarte bine pus la punct, scos în evidență. O să venim anul acesta, când sunt 35 de ani, cu câteva surprize importante în toamnă. Totul este să fim respectați pentru munca noastră. Surprize pe care cu siguranță le vor aprecia toți vizitatorii. Eu vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații și pentru ora de istorie. O putem numi așa, ora de istorie. Ați mai văzut un om atât de pasionat de istorie? Eu nu. Vă mulțumesc okay. mult încă o dată. E meseria mea, să știți, din gol de pasiune. Dar mulțumesc pentru compliment. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și dumneavoastră la fel. Faceți o treabă excelentă și cu siguranță vor veni din ce în ce mai mulți turiști. Cu siguranță. Vă mulțumesc și vouă care sunteți alături de fiecare dată până la următoarea ediție a emisiunii Brașovul se schimbă. Vă doresc multă sănătate și veniți la muzeu!